Panică seara trecută și în orașul nostru, unde toate stațiile PECO din oraș au fost luate cu asalt de șoferi. Totul a pornit de la un zvon, conform căruia prețul motorinei urma să ajungă la 11 lei litrul. Oamenii au venit să facă plinuri, iar alții și-au pus în bidoane sau canistre. După lăsarea întunericului în zonele stațiilor de benzină, traficul a fost paralizat, iar cozile depășeau și un kilometru. Aceste imagini au fost surprinse după lăsarea întunericului la o benzinărie de la ieșirea din Drobeta Turnu Severin către Timișoara. Coloana de mașini se întindea pe mai bine de 500 de metri, pe două benzi, iar traficul a fost blocat. La un moment dat, șoferii care circulau spre alte localități au început să claxoneze iritați. Cozile au început să se formeze în jurul orei 17, după ce a apărut informația că motorina ar ajunge chiar și la 11 lei litrul. Cei mai mulți au venit să-și facă plinul și au adus cu ei și bidoane sau canistre. Faceți plinul? Da. De ce? Rusia și se scumpește. Ați auzit că se scumpește? Da. Cu cât? Cât s-ar face? 10 lei, nu știu. E foarte gravă. Și cu rovinetă, și cu asigurări, și cu scumpirea benzinii și a motorinii, e foarte, foarte gravă. Ajungem la sapă de lemn cum ar veni. Salariile sunt mici. Ce să vă spun acum? Se anunță prețuri de peste 10 lei la motorină. Prețuri peste 10 lei la motorină, alimentele, pâinea de la 1,60 a pus 40 de bani din fracțiune de secundă. Foarte, foarte rău. Foarte dificil. Da. Eu mă duc mâine până la țară și trebuie să alimentez, dar nu. Păi, nu știu dacă se scumpește. Am rămas surprins când am văzut o așa coadă aici. Ați fost surprins de coadă? Da. Oamenii sistem că s-ar putea să se scumpească, s-au anunțat prețul de 10 lei, peste 10 lei. N-am auzit. Am auzit că probabil se va scumpi, dar nu acum. Auzirați că se scumpește și de asta... Da, păi de asta am venit, că dacă toată lumea anunță pe unde anunță, ori sunt știri false, ori asta, măcar cel puțin să avem cât de cât siguranța zilei de... pentru câteva săptămâni, adică o săptămână, două maxim. Ce ați auzit? Da, ceva de gen 10 lei. Mi se pare scump. E enorm și acum, la 7,60 lei, e enorm de scump. Miercuri seara, două stații PECO din Mehedinți nu mai aveau deja combustibil. Este vorba despre stațiile PECO de pe DN56A către Vama Calafat, care epuizase carburanții, în timp ce una din stațiile din municipiul Orșova, pe DN6, epuizase stocul de motorină.